zile din viața mea, dar unele mai interesante, deoarece plecăm la Iași. Momentan suntem în tren și așteptăm să se adune oameni și plecăm în călătorie. Noi ne-am pornit și ne dorim un drum bun. Această oglindă drăguță, foarte drăguță, îmi place foarte mult, chiar vreau să am așa ceva la mine acasă. După aici sunt dormitoarele, încă un dormitor, de obicei foarte frumos. Ia uitați ce frumos să priveliște. Nu știu dacă o să vede clar, dar tare drăguț. Aici este baia. Și bucătăria. Hai,
cele mai iute sushi din totdeauna. Bună dimineața, acesta este view-ul de la etajul 3 al Iașului. Am ieșit la balcon pentru că toată lumea doarme în casă, însă priveliștea, vremea este foarte frumoasă și vreau să vă prezint ce cărți mi-am cumpărat de la târgul de ieri, deoarece chiar am fost foarte impresionată de faptul că se pot vinde cărți la o sumă de 1,99, 2,99, 3,99 și tot așa mai departe roni. Prima carte, care nu este una veche la mâna a doua, dar totuși are un preț redus, este Conacul dintre dealuri de Agatha Christie. Următoarea carte este Daughter's Journey, care de asemenea și a costat 2,99 roni. Iar ultima carte este Pilotul de pe Dunăre, scris de Jules Verne, și această carte mai mult am luat-o pentru vechimea ei, pentru că face parte dintr-o colecție care nu se mai publică și voi dori în viitor să am această carte în biblioteca personală. Am fost și pe la Cărturești, însă nu am găsit tocmai ce am dorit eu, așa că am zis să-mi iau strict acele cărți pe care simt că le voi citi. Ziua de astăzi va decurge aproximativ ca cea de ieri, doar că vom pleca în alte zone ale Iașului și vom vizita și alte locuri. Ne luăm adio de la apartamentul acesta drăguț. Deschide, da? Da, pentru că... Am găsit chiar în mijlocul mall-ului o piață de vechituri. Vacanța asta, oriunde am fost, am dat cărți. Ne luăm adio de la mall, deoarece plecăm spre gară, înapoi acasă. Și din nou am ajuns de unde am plecat, din nou la gară. De data asta vremea nici nu se compară cu cea de ieri, adică plouă și e înorat și urât, dar ne ducem acasă. Noi suntem în tren, cum puteți observa, și aici se încheie și vlogul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut, însă să știți că pentru mine această experiență a fost foarte frumoasă, foarte interesantă și călătoria cu trenul pentru mine a fost unică.